Salut! Am găsit soluția. Mă rog, nu eu, altul. Ia, ești la colțul Lau și o să Lau. Deci da, s-a găsit soluția la de ce România merge prost. Autoconsumul. Varujan Vosganian, care îl vom denumi de acum încolo Varujan, a spus că, wow, datorită acelui câine, nu, datorită faptului că țăranul român, acel nesimțit de talpa țării, consumă ouă din curtea proprie, încasările la buget scad. Bine, mă, și eu consum ouă de țară, din curtea proprie. Da, îmi dau bani pe el, nu-i fiscalizat. Dar, băi, totuși, omul ăla, țăranul X, care are și el 10 găini amărâte, care fac 4 ouă pe zi, deci înseamnă în 10 zile, în cel mai fericit caz, 40 de ouă, mănâncă și el un ou eco, sau aproape bio. Nu se duce la supermarket să dea 50 de bani pe un ou. Ia de acolo, din curte, din cuibar. Dar Varujan îl consideră un mare evazionist pe țăranul român. Băi, ce facem? Ne apucăm și tăiem toate, mergem și luăm gâtul tuturor găinilor din țară? Aceeași chestie și cu bunicile care vând pătrunjel în piață, au și ele 6 legături de pătrunjel și fac evaziune fiscală, că nu au casă de marcat. Casa asta. N-ar fi o idee bună, băi, Varujane, să puneți o taxă pe prostia din Parlament? Sau să vă tăiați din salarii? Că și așa aveți destul de mari. Sau să legalizați două lucruri. Marihuana și cannabisul. Marihuana. Iarba. Și meseria aia de când și lumea. Să fiscalizați pe aia. Bă, tată, faceți reglementat. Așa, la fetițele cu condicuță. Ce ziceți? N-ar fi o soluție mai simplă? Românii ar fi bucuroși. Cei care au mici sechele și disfuncții ar avea unde să-și rezolve problemele. Totul ar fi într-un cadru legal și ar crește încasările, băi, tată. Dar nu putem face acest lucru. Suntem mai catolici decât papa. Nu, fiscalizăm sărmanul țăran, dăm în cap care are 3 găini. El de-a drept, ăsta înseamnă că taică-miu, părinții mei mai bine zis, de-a dreptul chiaburi, că au vreo 25. Nu? Varujane. Ce ai, mă, cu sărmanul om care mănâncă și el un ou bio? Și nu dă banii în ăsta, dă-l la supermarket. Tot aceeași chestie, ăsta e problemă cu, ar trebui să fie probleme cu cei care își fac pâinea în casă. Nu? Ia ori au familia mea în cauță, pentru că taică-mă cu maică-mea își fac pâine în casă. O coc în cuptor. Nu o cumpără, deci e nefiscalizat. Dar asta e, trăim în România și ne ocupă tot timpul. Tu care ai avut răbdare 4 minute din viață și un sfert să mă asculti până în acest moment, știi ce ai de făcut cu butoanele? Hai să îi facem o surpriză în Varujan și să îi spunem pe românește că, bă, băiete, ești puțin deștept invers. Și până data viitoare, știți voi ce să faceți cu butoanele, Lau și colțul lui vă salut. Hai, să fiți cu picumiți.